Cazania duminicea a doua din post, Dumnezeu ajută neputințelor noastre. Într-un numele Domnului Preacuvioase, Părinte, binecuvintează spre a se citi. Amin. Frați creștini, cei care purtau patul pe care zăcea slăbănogul au venit la ușa casei unde învăța Iisus. Și neputând să intre în casă, din cauza mulțimii de oameni care erau acolo ca să pună slăbănogul înaintea Domnului Iisus, s-au suit deasupra pe acoperiș, l-au spart și l-au lăsat pe bolnav cu patul jos, drept înaintea lui Iisus. Pentru ca să urce pe acoperiș au folosit scări, funii și lemne. În timpul urcării n-au lipsit strigătele gălăgioase proprii unei asemenea împrejurări. Cine se înduiește că pe toate acestea nu le vedea și nu le auzea Iisus? Care vedea și știa și cugetele cele mai ascunse ale oamenilor. El însă tăcea. Apoi ei au stricat acoperișul casei și au coborât patul cu slăbănogul, făcând iarăși zgomot mare cu strică de cum se face de obicei când oamenii coboară vreun lucru greu. Iisus Hristos, fără îndoială, vedea și auzea toate acestea, dar tăcea. El a deschis gura sa și a grăit numai atunci când a văzut pe slăbănog cu patul său înaintea ochilor lui, zicându-i, fiule, iartă-ți-ți păcatele tale. Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta, dar oare el, care știa toate și putea toate, nu putea să grăiască cuvintele acestea când a văzut pe cei care aduseseră pe slăbănog la ușa casei și se sileau să intre prin ea, dar nu puteau din cauza mulțimii de oameni. El vedea nu numai ceea ce făceau cei care purtau patul cu slăbănogul, ci cunoșteau și credința lor și a slăbănogului. Atunci pentru ce a voit ca să sufere mai întâi slăbănogul atâta trudă și cei care îl purtau atâtea osteneli, și apoi să arate mila și minunea lui cea proslăvită. Aceasta, frați creștini, este pentru noi o învățătură sfântă și aducătoare de mult folos sufletesc. Pentru aceasta ne ajută în neputințele și nevoile noastre, când și noi vom arăta mai întâi că ne-am străduit din toate puterile noastre. Pilda slăbănogului ne arată din destul că Dumnezeu a voit mai întâi ca slăbănogul să facă tot ce putea, apoi să-i dea el și iertarea păcatelor și sănătatea trupului. În Dumnezeieștile Scripturi vom afla multe pilde care adeveresc aceasta. Iisus Hristos, care era Dumnezeu adevărat și om adevărat, a făcut cu adevărat bine femeii cananiene vindecându-i fica. Dar mai întâi cananeanca a alergat ea singură la întâmpinarea lui Iisus Hristos și a strigat din apoia lui, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David. După aceea a venit înaintea lui și închinându-se a strigat cu glas mare, Doamne, ajută-mi! Și cu toate că Domnul a asemănat-o cu câinii, că a suferit cu bucurie o cară, acum cuvânt mai întâi, a făcut ea tot ce a putut, apoi a luat ceea ce a dorit. Mântuitorul a curățit cu adevărat pe cei zele cele proști, dar mai întâi ei însăși au strigat cu glas mare, Iisuse Învățătorule, miluiește-ne pre noi! Apoi, arătându-și credința și ascultarea lor, au mers la Iisus Hristos, a înviat cu adevărat pe Lazar din morți, că este Fiul al lui Dumnezeu și Maria a vărsat lacrimi la picioarele lui. Iar prietenii lui Lazar au ridicat piatra de pe mormânt, tot așa dăurit cu adevărat tâlharului, deși era spânzurat pe cruce și neavând niciun mădurar slobor de afară de limbă, printre însă a sfătuit mai întâi pe tâlharul ce rău zicându-i, nu te temi tu de Dumnezeu că într-o acela o să îndăiești. Apoi a mărturisit că pentru păcatele lui este vrednic de moarte zicând, iar noi cu nedreptate
căci cele vrednice după faptele noastre luăm. Și aceasta niciun rău nu a făcut. Iar acesta niciun rău nu a făcut. După aceea a strigat cu glas minunat, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Întâi a făcut el singur toate acelea și nu după aceea a luat raiul. Știut lucru este că Dumnezeu voiește mântuirea tuturor oamenilor, dar voiește să se împlinească mai întâi voia lui și numai după aceea își revarsă mila sa cea nemărginită. Dacă oamenii nu vor face lucrurile cele plăcute dreptății lui, nu numai că nu-i miluiește, ci și pedepsește cu pedeapsă veșnică. Pe cel ce a intrat la ospătul nunții fără haină, cea de nuntă l-a mustrat, l-a scos afară, legat în întunericul cel mai din afară, pentru că nu s-a îngrijit să împodobească precum se cuvenea unui nuntaș. Cinci fecioare au venit mai târziu la nuntă, dar au aflat ușa împărăției încuiată. Au bătut, s-au rugat zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar mirele nu le-a deschis ușa, ce le-a răspuns că nu le cunoaște pe ele, pentru că au adormit și n-au pus un de lemn în candelele lor. A venit sluga care luase un talant înaintea stăpânului său, zicând, Doamne, iată talantul tău, ai al tău înapoi, iar stăpânului, pentru că sluga s-a lănivit și n-a mulțit talantul ce i s-a dat, întâi l-a mustrat păcându-l slugă vicleană și leneșă, apoi ca pe o slugă nevrenică, l-a aruncat acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Iată deci numai câteva din pildele pe care ni le înfățișează Sfânta Scriptură. La judecata din urmă vom sta înaintea scaunului slavei lui Dumnezeu cei milostivi și cei nemilostivi. Apoi pe cei milostivi pentru milostivirile lor, El îi va așeza de-a dreapta sa, spunând tuturor că miluind pe cei sărați, l-au miluit pe dânsul. Îi va numi pe binecuvântați părintelui său, le va deschide ușa împărăției sale și va chema acolo zicându-le, veniți binecuvântați părintelui meu, și moșteniți împărăția care este pregătită vouă de la întemeierea lumii. Iar pe cei nemilostivi, pentru nemilostivirea inimii lor, îi va așeza de-a stânga și va mustra pentru că nu s-a făcut milă de el, îi va numi pe ei blestemați și îi va trimite în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor săi. Frați creștini, să ne gândim despre Dumnezeu lucruri necuvioase, să nu gândim despre Dumnezeu lucruri necuvioase. Noi vrem ca Dumnezeu să fie numai milostiv, dar aceasta este cu neputință, pentru că El firește este pe cât de milostiv, pe atât este și de drept în judecată. Nemărginită este mila sa, dar nemărginită este și dreptatea sa. Prorocul David nu desparte mila și dreptatea, ci lăudând mila lui Dumnezeu, proslăvește împreună și dreptatea lui zicând, mila și dreptatea ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi merge cu pricepere în calea cea fără prihană. Noi nădăjduim când ne aflăm în nevoi că dacă vom zice numai un Doamne miluiește sau numai o rugăciune rece, Dumnezeu cu mila sa cea nemărginită, auzind rugăciunea noastră, îndată ne va izbăvi de necazurile noastre și fără să ținem seama că Dumnezeu fiind drept, voiește ca și noi să facem tot ce putem pentru dobândirea dorinței noastre. Din cauza aceasta se întâmplă că de multe ori cerem și nu luăm, ne rugăm și nu ni se ascultă rugăciunea. Când te îmbolnăvești, pune toată nădejdea în sănătoșirii tale în Dumnezeu și roagă-L cu toată căldura și smerenia, dar fă și tu tot ce poți. Cheamă doctorul, păzește rânduriala hranii, ia doctorile. Dumnezeu este izgonitorul bolii tale și dătătorul sănătății tale, însă atunci îți dăruiește și sănătate și viață când vei folosi și doctorile cele trebuincioase. Așa a făcut și Ezechia, împăratul iudeilor. El a nădăjduit de la Dumnezeu vindecarea bolii sale și cu multe și fierbinți lacrimi a cerut de la el sănătate și viață.
Însă a frecat și turta cea din smochine și a pus plasturul făcut din ea peste mădularele lui. Ia o turtă de smochine, a luat-o și a pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Iată deci, cum însuși Dumnezeu voiește ca să folosim la bolile noastre doctoriile pe care tot El le-a lăsat. De ești sărac și lipsit, nădăjduiește de la Dumnezeu mângâierea sărăciei tale. Însă nu sta cu mâinile la piept, nu sta fără lucru nemișcat, așteptând să ți se pogoare din cer, ci lucrează cu mâinile tale, slujește, fă ceea ce poți și atunci îți va deschide și Dumnezeu calea chiverniselii și te va scăpa de sărăcie. Două femei, soacra și nora, Noemi și Rut, erau cu desăvârșit sărace și lipsite și nădăjduiau de la Dumnezeu ajutor în nevoile lor. Însă n-au stat în nelucrare și în lenivire, ci Rut a cerut voie soacrei sale să se ducă în țarină și să culeagă spice de pe urma secerătorilor, în țarina în care i-a fost îngăduit acest lucru. Iar Noemi, soacra, a primit aceasta cu bucurie și a dat voie să meargă. Deci s-au dus, s-au dus la cules de dimineață până seara spicele acelea pe care le dereceau cu vederea secerătorii și le lăsau în urma lor. Atunci Dumnezeu s-a milostivit de dânsa și nu numai că a izbăvit-o de sărăcie pe ea și pe soacra ei, ci a făcut-o soția lui Voz și astfel strămoașa lui David, din al cărui neam s-a născut Hristos. Dar am putea zice că după această învățătură, atunci când noi nu putem face nimic și Dumnezeu ne părăsește. Nu! Aceasta nu este adevărat, căci Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, ci fiind drept, nu cere cele ce sunt cu neputință de la oameni, ci le milostivește și ne dă nou ajutorul Său, Cel Dumnezeiesc, pentru cele ce sunt cu putință. Voiești, frate creștine, să te izbăvești de păcatul căreia te-ai făcut rob din tinelețele tale? Crede din tot sufletul și din toată inima ta, cum că fără ajutorul lui Dumnezeu și fără harul lui, Cel izbăvitor nu poți să te eliberezi de legătura păcatului, însă nu sta nepăsător și nemișcat, așteptând să se pogoare din cer izbăvirea ta, ci postește, priveghează, roagă-te în tot ceasul și mai întâi de toate, fugi și smulge rădăcina păcatului și atunci și dreptatea și mila lui Dumnezeu vor izbăvi sufletul tău. Dorești mântuirea sufletului tău? Nădăjduiește-o pe ea de la Dumnezeu, crede fără nicio îndoială că El este mântuitorul sufletului tău, că numai El poate să mântuiască, însă nu sta cu voința ta încremenită și stearpă, ci fă să fie lucrătoare și roditoare. Dragostea, smerenia, blândețea, dreptatea, înfrânarea, curățenia, adevărul, păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, acestea sunt lucrurile pe care dacă le va rodi voința ta, atunci se vor deschide ție ușile împărăției cerurilor ca să intre într-o slava și fericirea veșnică. Amin.